Haideți-mă, vă salut! Salut la toată lumea, la tot băieții, la toate fetele, dacă avem vreo fată pe canalul ăsta. Salut pe toată lumea! Bă, frate, se trece repede la subiect. Voi știați că bagajele astea de România, când pleci cu ele pe Europa, începe să se strice, să nu... de proastă calitate, înțelege? Asta e ideea. Nu știu dacă voi știați, dar eu am observat că sunt de proastă calitate, au prea multe impresii și problema, cred eu, că vine de la cală. Când tu bagi bagajul la cală, acolo bagajul respectiv, cumpărat de, în România, de la tarabă, și dus cu taxiul, cu toate sculele care le are omul în taxiul, în portbagaj, aruncat acolo, băgat înăuntru, una alta, când se vede pe Europa, începe să aibă figuri. Dar n-am vorbit o treabă la România când am plecat, da, dar eu nu mai vreau. A, nu mai vrei? Dar bagajele respective, cred eu, cât să haladesc în cală. În cală fiind mai multe bagaje. Bun, 90% din bagajele din cală deja sunt de lux, cum ar veni. Mai ales că ele deja au fost pe Europa, sătule de atâta stradă pe Europa, îți plictisite de pe afară și începe să îmbrlige și bagajul care îl duci tu, respectivul bagaj, ăla, zi, de proastă calitate, de la piață, cumpărat cu 2 lei. Riști nici ca să-ți mai scoți banii pe respectivul bagaj. Bă, când ajungi pe Europa, începi să... deja nu mai merge în 4 roți, nu-i mai place cum o duceai tu, vrea să meargă în 2, înțelegi ce zic? Nu mai vrea pe stradă. A uitat pe toate gropile alea care a fost și pe toate coclaurile, pe toate ulițile care s-a plimbat. Iar acum pe Europa vrea pe autostradă. Păi băi, bagaj nebun și prost. Cum să mergi pe autostradă dacă nu-i voi? Mai mașini, camioane și alte troleruri merg pe acolo. Nu ai voie să mergi pe acolo. Păi, acum când se văd pe Europa, începe cu figuri. Păi eu, când ajungi în cameră să-i deschizi fierboară ca să bagi toate hainele în dulap, păi eu nu mai vreau. Păi și ce facem? Lăsăm hainele aici în tine? Punem și noi, ca toată lumea. Așezăm în dulap, le așezăm frumos pe umeraj, facem viitorul frumos pe în dulapul respectiv. Nu. Iar când se vede pe Europa, începe să... se crede cu două fermoare, deja începe să lărgească, știi ce zic? Începe să lărgească, nu se mai deschide fermoară, nu mai corespunde la comenzile tăne. Pizarro, înțelegi? Asta se întâmplă cu bagajele respective. De proastă calitate, domnule. De proastă calitate. Haladite pe traseu. Europa, influențate de alte bagaje. Nici alea nu sunt de firmă, alte bagaje, dar deja sunt plimbate, înțelegi? Ele sunt plimbate, băsăturile de atâta stradă pe Europa, înțelegi? Și obligat, fără niciun câștig, dar încearcă să influențeze și bagajul ăla prost al tău. Bagajul tău prost începe să creadă că nu știu ce marcă ar fi. Dar nu e, pentru că tu știi de unde e, de acolo. De unde ai cumpărat totul, de unde ai luat totul. A fost aruncat pe mașină, din mașină în microbuz, din microbuz pe, iar la microbuzul ăla la aeroport. Bă, a fost zdrențuit pe ultimul hal. Dacă se vede pe Europa, ce crezi? Impresii sunt multe. Pentru că, iar, bagajul respectiv vrea să fie ca celălalt bagaj.
cu două mânere, cu opt roți, nu mai vrea patru, să fie mai încăpătoare ca alelalte mai largi. La care ești conștient că n-are cum niciodată, pentru că e prima oară când pleacă. Da, bă, fraților, asta e mare grijă cu bagajul astea pe Europa. Să fac manevre multe. Și riști când ajungi în cameră să bagi tu hainele în dulap, că nu mai ai nicio comandă asupra la bagaj. Vrei să deschizi fermoarul? Nu poți. Nu poți. Tu încerci să o iei în brațe, pe... să o mai ajungi, dar nimic. Vrea să fie plimbat altfel, vrea adrenalină, vrea... De obicei când se văd pe Europa, vrea să le plimbe străinii, cu gândul că străinii le oferă mai mult adrenalină, adică nu merge ca tine, încet, înțelegi? Aia cunoscând străzile lor, cunoscând gropile, le mai ocolesc, le mai una la alta și... și ele văd o siguranță în asta, știi? Aiut! Deci mare grijă la, la bagaj. Asta e pentru băieții inteligenți. Vă salut și vă urez numai bine la toată lumea. Baftă!